Greșeala ca partea învățării. Disciplină, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa 1. Bun găsit! Pentru Luca, clasa 1 a fost o bucurie. S-a adaptat bine în școală și în grupul de prieteni și a descoperit că îi plac o mulțime de lucruri. Descoperiți împreună. Ce îi place lui Luca să facă în școală și în afara ei, pe baza simbolurilor. Așa este. La școală, Luca învață cu plăcere la matematică, dar și la comunicare, iar artele plastice îl pasionează. Mai presus de toate, însă, lui Luca îi plac prietenii de la școală. Învață de la ei în fiecare zi. În afara școlii, lui Luca îi place să facă drumeții, ca să cunoască natura, să descopere mai multe despre păsări. Merge la clubul de șac din localitate și e tare fericit când joacă fotbal cu copiii din vecini. Vorbim acum despre tine. Desenează mici simboluri sau scrie două lucruri care îți plac ție, în școală sau în afara școlii. Ce îți place să înveți în școală? Poți să te inspiri din simbolurile de pe ecran. Dar în afara școlii. Unele lucruri le învățăm ușor, altele mai greu. Uneori ne încurcăm, alteori nu ne vine o idee. De multe ori, până învățăm ceva, se întâmplă să greșim. Să discutăm împreună ce este o greșeală, pornind de la câteva întrebări. Ce înseamnă să greșești? Cine poate să greșească? Unde pot să greșești? Cum te simți când greșești? Ca să răspundem acestor întrebări, am să vă povestesc o întâmplare. Într-o zi ploioasă, copiii cu care se juca Luca au propus un concurs de desen cu animalele din gospodărie. Regulile erau simple. În 5 minute trebuia să desenezi în văzul tuturor animalul favorit. Luca a primit provocarea și s-a înscris primul, fără să știe ce l-așteaptă. Luca a privit clepsidra și s-a apucat de lucru. A hotărât că va desena un cal. Îi erau atât de dragi caii Imposibil să nu reușească. A încercat mai întâi cu creionul, apoi cu marcărele. Nu ieșea deloc bine, mai ales capul. Nu avea forma potrivită, iar cei care îl urmăreau au început să râdă. <laughs> nu seamănă cu un cal. Pare măgar sau catâr. Luca și-a dat seama că a depășit cele cinci minute, dar n-a renunțat. S-a apucat să refacă desenul, să deseneze capul cu toate detaliile, cu precizie. Unii copii strigau: Ai depășit timpul, ești descalificat! Alții spuneau: Ai greșit, nu știi să desenezi un cal, deși vezi unul în fiecare zi. Luca nu a renunțat. A desenat până s-a simțit mulțumit. Apoi a arătat copiilor ce a desenat. Vă, cum vi se pare desenul lui? Cursul de desen a venit peste Luca cu o mulțime de emoții. Voi, ce credeți că a simțit Luca atunci când copiii au râs de desenul lui? Tristețe? Furie? Rușine? Atunci când învățăm să facem ceva, e posibil să greșim. Luca ne-a demonstrat însă că dacă exersăm atât cât este nevoie, reușim. Vă invit să opriți rularea acestui video. Și să discutați pe baza următoarelor întrebări: Ce a greșit Luca? Ceilalți ar fi putut să greșească? Cum ai fi reacționat în locul lui Luca? De ce s-au purtat colegii în acest fel? Ce a simțit Luca? Ce putem învăța din întâmplarea trăită de Luca? Să revenim acum la ce ți place ție să faci și la ce înveți în școală și în afara școlii. Îți amintești de o greșeală pe care ai făcut-o în procesul în care ai învățat ceva? Poți să povestești ce s-a întâmplat? Ce ai învățat din acea întâmplare? Te invit să reții un lucru important. Nu te teme dacă greșești. Continuă până reușești.